Avem, cred că toți, eu da, în inima mea foarte multe bucurii. Bucurii simple, zic, mai ales înainte de drama asta prin care trecem încă, poate nici măcar n-am sesizat-o cu adevărat, această bucurie care vreau să o enunț. Este vorba de bucuria pe care o experimentăm toți aici în dimineața asta, bucuria de a trăi. Poate niciodată n-am știut să reînvățăm lecția asta cât e de important să trăiești. Principiul vieții este pus de Dumnezeu în noi și a trăi este o minune de la Dumnezeu. Am auzit de mic copil crescând în biserică, foarte mulți înaintași de-ai mei și de-ai dumneavoastră, mulțumind frecvent lui Dumnezeu pentru harul acesta că suna cam așa fraza asta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ne-ai ajutat să ne ridicăm din așternut. Mi s-ar părea banal. Suntem o generație care se pare că trecem prin situații care nici măcar nu ne-am gândit vreodată că putem să trăim. O generație foarte interesantă și avem parte de provocări foarte mari din toate părțile. O a doua bucurie pe care o am foarte importantă astăzi este bucuria de a vedea oameni. Mi-a fost dor de oameni. Am stat și eu aproape, ia două luni și jumătate, spunea fratele păstor, aproape 100 de zile în care mi-am strivit ochii uitându-mă la o cameră de filmat, o văd din nou aici, dar e altceva astăzi, ne-a devenit un fel de parteneră în lucrare și după aia mă uitam la un ecran, la un laptop sau la telefon, pe nenumăratele slujiri pe aplicația asta la care fac reclamă gratuită astăzi, Zoom, dar merită, și am încercat cum am putut și m-am priceput să fiu acolo, că mi se părea că dacă nu sunt acolo, n-am înțeles nimic din toată slujirea. Deși era un timp în care puteam să iau o pauză, am zis nu se poate, că e o contradicție în termeni să iei pauză. Nici, slujirea nu are pauză niciodată, nici măcar pensie. Ea merge, dacă merge de la un capăt la altul, și Domnul să ne ajute să fie așa. Și am bucuria să vă văd astăzi. Există un risc de care vorbim în general noi slujitorii după zilele astea lungi, că oamenii se vor îndrăgosti de online și din cauza confortului de a sta într-un anumit loc nu o să mai revină în biserici. Spun acum tuturor care într-un fel am fost obligați să facem treaba asta și bine ați făcut că ați stat acolo și v-ați rănit în felul ăsta, dar nu se poate niciodată compara. Există o mireasmă a vieții pe care nu o poți mirosi prin telefon niciodată. Imaginați-vă că o familie trăiește online, virtual, de departe. Unii chiar au încercat mulți ani asta și a fost trist. Nu se poate, familia aia s-a dezmembrat până la urmă, pentru că noi trebuie să trăim împreună. Există o mireasmă a vieții, spuneam, pe care o simt aici. Camerele n-au niciun miros, au un miros de plastic, de ce o având, dar nu poți să miroși viața prin camere. Viața o miroși numai în direct. Și astăzi simt un miros de viață aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumneavoastră îl simțiți? V-a fost dor de el? Să luptați pentru el? Și după ce va trece povestea asta, cum i-a zis Cristi, urâtă, să putem să fi învățat lecția să nu mai lipsim niciodată de la biserică. Mă așteptam să aud un amin să se zguduie liceul ăsta. Amin. Să nu mai lipsiți niciodată de la biserică. Deci am întâlnit destui care am putut să mă întâlnesc așa în cercul ăla foarte restrâns, care mi-au zis, frate Gabi, am învățat lecția, de revin, de dă Dumnezeu înapoi vremea, nu mai lipsesc de la adunare. Sper să fie așa. Apoi mă bucur foarte mult, e a treia bucurie, să putem să revenim în formația asta, să slujim împreună cu Cristi și Emma. Noi, ultima dată când am fost împreună, a fost 5 martie. Și prima dată când suntem împreună este astăzi. Așa că Oradea este în inima noastră și este un eveniment important pentru noi să reintrăm în slujire la Oradea. Dumnezeu să binecuvânteze Oradea. Mulțumim fratelui păstor, colegilor care sunt aici pentru invitație și chiar au zis nu, dacă veniți stați ambele programe. Deci este o noutate și noi am zis da. Dumnezeu să lase vreme bună și după masă.
și să putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Mesajul pe care l-am pentru sufletul meu și pentru dumneavoastră este, pe de o parte, m-am gândit un mesaj de mare încurajare după toată perioada asta și eu nici măcar nu știu cum sunt inimile dumneavoastră, cum arată acolo înăuntru viața dumneavoastră, dar am o liniște de fiecare dată că este cineva care cercetează înăuntru nostru și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și m-am rugat și mă rog acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze viețile dumneavoastră. Un mesaj de încurajare, un mesaj de analiză a vieților noastre. Și apoi va fi un mesaj, cred că, de mobilizare generală pentru ceea ce este și pentru ceea ce va urma, eu personal, și cred că toți colegii mei și sper că și dumneavoastră, nădăjduim, ne rugăm și credem într-o trezire spirituală în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre și în țara noastră și în lumea întreagă. Și vă rog acum să spuneți cu toții amin. Eu chiar cred. Sigur că sunt destui care mă trag în jos și uneori și realitatea asta din preajmă mă face să-mi pierd așa entuziasmul, dar eu nu mă las. Nu mă las! Eu cred că Dumnezeu poate să facă ceva grozav după toată perioada asta urâtă, pentru că sunt convins 100% și cred că și dumneavoastră că cel care controlează tot și istoria, cred că ne-am dat seama acum, este totuși Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Niciodată nu mă înțeleg dinainte cu Cristi și cu Emma, nu vă luați slujitorii după noi neapărat. Că nu e nicio greșeală dacă vă înțelegeți. Ei nu mă întreabă ce predic și eu nu-i întreb ce cântă. Pentru că tot timpul am observat frumusețea asta a călăuzirii Sfântului Duh, în care noi n-am pus niciun deget. Așa că ei au cântat cel puțin o cântare, două chiar, care de fapt erau și sunt o parte din ceea ce vreau să predic astăzi. Și astăzi este fantastic să spun asta. Au cântat capitolul 37 din Ezechiel, Valea cu oase. Și eu aveam un punct din predică și l-am acolo, din locul ăsta și imaginea asta, să mă folosesc de ea. Pentru că atunci când Duhul Domnului l-a luat pe Ezechiel și l-a dus în valea aceea plină de oase, și spune capitolul 37, versetul 2, zice, m-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, a făcut o plimbare, nu-i plăcut să vezi oase uscate. Și nu-i plăcut să mergi într-o asemenea evangelizare. Și nu-i plăcut să stai în preajma unei asemenea imagini, chiar dacă ea este într-adevăr o imagine aici. Și zice, după ce m-a făcut să dau niște ture împrejurul oaselor, am făcut două constatări. Prima, erau foarte multe oase și doi, erau uscate de tot. Adică arăta că a fost un timp lung peste oasele astea în care pur și simplu arăta că sunt uscate foarte tare. Imaginea asta este tradusă de același duh care l-a dus pe Ezechiel acolo și ea sună cam așa, că nu trebuie să spiritualizez eu nimic astăzi. Și în versetul 11 spune duhul care l-a dus, zice, el mi-a zis, fiul omului, oasele acestea pe care tu le-ai văzut, le-ai simțit, ai tras concluzii că sunt multe și sunt uscate de tot, sunt toată casa lui Israel. Și toate oasele astea, multe, sunt toată casa lui Israel. De aia și sunt multe, că e toată casa. Și ce înseamnă uscatul ăsta? Puteam să spunem foarte multe, hai să lăsăm Biblia să vorbească. Iată că ei zic, deci oasele astea sunt o imagine, dar ei pot să vorbească, ei pot să spună de ce s-a așa. Zice, ei zic, ni s-au uscat oasele și ce înseamnă asta? Zice, a plecat nădejdea, ni s-a dus nădejdea și concluzia după plecarea nădejdei sau speranței este asta. Suntem pierduți. Dumneavoastră ce simțiți în dimineața asta după o lună, două luni și jumătate? Mai aveți nădejde? Mai aveți speranță? Știți ce spun specialiștii? Omul poate să trăiască, nu mă bag acum, că nu le-am niciodată cu statistică, dar puteam să mă orientez, da? Dumneavoastră sunteți mai buni decât mine și o să aflați. Omul poate să trăiască un număr de zile fără apă, nu știu cât. Omul când moare, dacă e izolat undeva, moare de sete. Deși noi, mai ales băieții, de totdeauna am zis că murim de foame. Și bărbații până azi tot timpul mor de foame. Mor de foame. Dacă bărbatul nu mănâncă bine, este tot timpul stresat. Mă iertați bărbații, da? Dar omul primat moare de sete. După aceea rezistă mult mai mult
decât fără apă, fără mâncare. Dar spune că omul nu rezistă un minut fără speranță. Poate fără apă, un număr de zile, poate fără mâncare mai mult, dar nu poate fără speranță. Când speranța pleacă din inimile noastre sau nădejdea, cum noi suntem obișnuiți în biserică, tragi concluzia asta care au tras-o și ei. Suntem pierduți. Și cred că a fost o perioadă în care această virtute care trebuie să fie în viața noastră, știți, asta merge până, zice, toate pleacă, acum rămân aceste trei. Credința, spuneți a doua. Și dragostea. Dar într-un clasament, cea mai mare este dragostea. Dar nădejdea asta trebuie să fie în noi, pentru că asta ne va transfera, sunt un fel de aripi care ne va ajuta să zburăm dincolo în eternitate. Cu nădejdea asta trebuie să închidem ochii când eu mă închide și cu nădejdea asta vom auzi glasul, iată mirele ieșiți în întâmpinare și atunci, cum spunea un poet, vom desface aripi care n-am crezut niciodată că le avem, dar am sperat că le avem. Și atunci când a zis, iată mirele, ne desfacem aripile și zburăm. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Omul nu poate să trăiască fără speranțe. Fără speranță. Și când Duhul Domnului l-a dus pe Ezechiel în evangelizarea asta, zice, ăștia au o singură problemă. Mereu ne întrebăm de problema aia, de aia, când ne dor genunchii, ne dor spatele, avem una, alta. Dragii mei, în toate rezistăm. Și în bătrânețe, și în boală, și în prigoană, și în suferință, și în pandemie, dacă împreună cu noi colega noastră de izolare, este speranță. Dar când asta pleacă și evreii au spus, casa lui Israel a spus, a plecat nădejdea. Și dacă a plecat nădejdea, nu mai contează câte clădiri avem, câți bani avem, ce funcție avem, cine suntem noi, ce înseamnă asta. Mi-au spus mai multe persoane care ocupă funcții publice importante și au zis, Gabi, dragă, nu mai contează nimic. Nu mai contează că ești primar, că ești deputat, că ești senator, că ce ești. În perioada asta toate s-au anulat. Ne întrebam cu toții, murim, trăim, rezistăm, când vine, ne contaminează, unde-i virusul pe ăsta, pe aia, pe ăla? Am ajuns să fim șocați, am rămas cu ceva sechele și eu m-am întâlnit cu niște oameni dimineață, am zis, bună dimineața, ne-am înturnat cu spatele, știți, ca să nu respirăm unii la alții. Zicem că suntem civilizați deja când suntem așa, până acum asta cu spatele este ceva care nu indică civilizație. Acum, dacă ești civilizat, stai cu spatele, vorbești în direcția opusă. Lumea s-a întors invers. Din toată perioada asta ne întrebam ce va fi. Am fost toți, recunoaștem, mai ales în primele săptămâni, eu sunt unul dintre recunoscători, aproape disperați. Deci am ieșit câteodată la 10 zile în oraș, când veneam înapoi, nu vreau să vă spun cum am intrat, cum am deschis, unde emoțiune nevasta, unde am ajuns în casă înapoi și cum arătam. Deci am trecut prin toate filtrele posibile care le-au spus ei și tot mi se părea că sunt contaminat și tot avea așa o senzație și stai la distanță măcar. Și număram zile, cred că asta am trecut, n-am nimica. Și tot așa. Deci atunci când pleacă speranța, nădejdea din noi, este într-adevăr, adevărul ăsta în picioare, suntem pierduți. Și acum toată casa lui Israel avea nevoie de o resetare a vieții. Avea nevoie de un moment, avea nevoie de niște miracole care să se producă pe text, ca să se îndeplinească cântarea asta, ca ei din situația asta în care era imaginea, să devină o armată care, sublinez că ăsta va fi tema predicii, o armată care se ridică în picioare și laudă și înalță și merg înainte în numele Dumnezeului Celui Viu. Dar pentru asta trebuie să se producă niște minuni. Vreți Dumnezeu să facă niște minuni în viețile noastre? Cei care suntem prezenți aici, credeți că aveți nevoie de ele? Noi nu putem să producem minuni, nici frații de aici. De aceea ne-am adunat în curtea asta la liceu, pentru că noi credem că Dumnezeul minunilor este prezent aici. Și s-a întâmplat un lucru fantastic. Suntem în preajma de după Rusalii. Iar Rusalii a fost ceva fantastic. Nu doar pentru o imagine să vezi niște limbi de foc. Pur și simplu s-a produs o transformare radicală în ucenici, în oamenii ăștia lui Dumnezeu. În care îi văd, cum spunea fratele Liviu aici, într-o postură fantastică, nouă, iar efectul schimbării lor lăuntrice prin prezența Duhului de viață care a venit în ei, a fost un rezultat și un impact fantastic. 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. După un mesaj foarte dur, în care i-a confruntat direct, fără
fără menajamente, spunându-le în față, ați auzit aici, voi ați răstignit pe Domnul Slavii și l-ați dat la moarte. Ceea ce n-ați știut în toată acțiunea asta, că în spate este un plan al lui Dumnezeu. Este o taină a lui Dumnezeu și toate au curs după un proiect al lui Dumnezeu și astăzi trebuie să vedeți că proiectul lui Dumnezeu rămâne în picioare și cel care ține în mâna istoria și viețile oamenilor este Duhul lui Dumnezeu, este Hristos și Tata din ceruri. Spunem la Oradea, glorie lui Dumnezeu pentru asta. Cum pot deveni oasele astea foarte uscate, o armată, care se ridică în picioare? Păi trebuie să se producă câteva minuni. Prima minune care s-a produs este că s-a produs o mișcare acolo și au început oasele să se miște dintr-o parte în alta, care erau peste tot împrăștiate, și au venit fiecare la locul lor și s-a format un schelet. Unul din atacurile acestei pandemii este de care diavolul va profita, dacă nu suntem atenți, este împrăștierea. Am început să ne risipim, să ne împrăștiem și toți specialiștii spun că suntem foarte greu de adunat, mai ales că și mesajele spun stați la distanță. Bă, distanța asta socială este una, numai că distanța asta socială uneori are un impact psihologic atât de puternic în viețile noastre, că începem să fim distanți și pe dinăuntru și reci. Și mesajul ăsta, că dumneavoastră, și cu noi nu știm exact ce e în spate la toată povestea asta. Nu știți exact ce filozofii demonice, sunt convins, sunt în spate la toată povestea asta. Și nu știți cine este cel care manipulează pur și simplu societatea asta lipsită de Hristos și de Dumnezeu și de valori, de foarte multă vreme, în care diavolul se va cuibări și cred că a făcut-o deja și va determina în noi să ne deslipim unii de alții. Pentru că atunci când se pierde apropierea și unitatea de monolit a unei biserici, a unei familii, să știți că s-a pierdut tot acolo. Ceea ce ține o familie în picioare este unitatea ei. Și unitatea unei familii face față la orice criză, la orice moment dificil din viață. Dar atunci când familia este distantă, se creează fisuri care va distruge familia asta. Așa se întâmplă și în adunare, așa se întâmplă în grupurile mai mari și mai mici. De aceea, astăzi sunt aici să mă rog lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră la Oradea ca Dumnezeu să aducă această trezire spirituală, dar trezirea întotdeauna nu începe prin mii de oameni care se pocăiesc, ci trezirea începe întotdeauna cu sute, zeci, 15, 3, 4, 100, 1000, 2000, sunteți o biserică mare, care reușesc să experimenteze minunea adunării la un loc și a unității. Peste Biserica Betel din Oradea, peste familiile dumneavoastră, peste mințile dumneavoastră, peste toți care sunteți aici și ne ascultați pe internet, Dumnezeu să facă o mișcare a unității. Puneți amin! O mișcare a unității. Unul din lucrurile care le-am sesizat în fapte fantastice pe care Duhul lui Dumnezeu le-a produs este că de data asta când Petru se ridică în picioare, toți 11 ceilalți, el fiind al 12-lea, se ridică în picioare. Chiar și Matia, care a fost ales de curând, e în picioare. Nu toți predică, toți vorbesc, toți 11, numai Petru va predica. Dar toți ceilalți 11 sunt în picioare, un semn vizibil, clar, al unității. Un mesaj vizibil transmis tuturor, vedeți că noi 12 suntem împreună. Chiar dacă unul predică, și prin gestul ăsta fizic de a sta în picioare, dumneavoastră stați jos acum. Dar mă gândesc că în inimile voastre sunteți în picioare, alături de predicatori, de cântăreți și vă rugați. Vorbește Doamne, atinge Doamne, lucrează Doamne. Din toată inima Duhului Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă n-ați făcut-o asta de mult, mă rog să coboare Duhului Dumnezeu peste dumneavoastră și să trăiți minunea asta. Înainte de pandemia asta au fost ani de zile în care predicatori și cântăreți se sfârșeau la amvoane, pe scene, peste tot. Și noi, într-un gest chiar fizic de nealăturare lor, stăteam cu mâinile în sân așa. Pentru că gesturile astea non-verbale întotdeauna transmit un mesaj clar. Ce și cum arestul față de predicator. Apoi statul pe telefon, apoi ieșit un timp cu predicii sau înaintea predicii, apoi forfota bisericii arătau întotdeauna superficialitate față de mesajul lui Dumnezeu, superficialitate față de momentul închinării, superficialitate față de momentul părtășiei și asta a făcut din noi niște oameni comozi care nu ne-am mai încrezut în Dumnezeu, care am ajuns să ne încredem în carele noastre și în caii noștri. Și ne-am îndoit și am căzut. Dar
dar acum este timpul să ne încredem în numele Dumnezeului celui viu, să stăm în picioare pentru El și în numele Lui și noi vom rămâne în picioare, să spunem toată adunarea, amin, gloria lui Dumnezeu. Carul reprezintă siguranța națiunilor și a omului și a familiei. Carul sau mașina, cum vreți să o numiți, reprezintă siguranță și confort. Așa o prezint eu asta. Mașina îți oferă siguranță și confort, iar caii reprezintă puterea. Am fost o biserică care, înainte de pandemia asta, de-aia îmi doresc o trezire, ne-am dus în zone de siguranță și confort. Asta a fost emblema prin care am căutat să mergem la evangelizare. Unde stăm acolo? Cum stăm acolo? Cât ține biserica? Tot timpul ne-a interesat siguranța stomacului. Nu pot să stau acolo dacă e prea lung, dacă n-am confort, dacă mă bate soarele, dacă ăla ține prea mult, dacă cântările sunt prea multe. Nu putem să stăm în picioare la închinare. Nu, ne dor venele, ne dor asta. Nu mai putem. Ăștia, nu știu cât o ținut predica lui Petru. Toți 11 stat în picioare. Erau bărbați. Bun. Dar am avut niște probleme care, dacă nu venea timpul ăsta să le reanalizăm, cred că nu știu unde ajungeam. Ori noi, predicatori, ajungeam toți la spitalul din nebuni, pentru că la un moment dat ne dădeam seama că vorbim în van, ori deveneam niște oameni rupți de realitate, în care deveneam niște profesioniști, în care ne țineam predica și ne luam geanta și plecam, ori ei cântăreții și ei țineau cântările și plecau, rupți câteodată și de multe ori de audiență, audiența ruptă de noi, dar care-i treaba? Mergem înainte. Noi n-am mers înainte, nici noi, nici voi. Este un timp în care, așa cum spune Psalmul 20, trebuie să ne întoarcem la rădăcini, la lucruri simple. Și ne rugăm cel care poate să producă mișcarea asta, să ne adune, să o facă astăzi. Nu o pot să o fac eu, oricât de bun orator și predicator aș fi. Dar m-am rugat și mă rog, împreună cu dumneavoastră, Duhul lui Dumnezeu să ne adune. Dumnezeu să adune familia ta. Amin. Și să te ridici în picioare în familia ta în numele lui Iisus Hristos și prin tine Dumnezeu să reașeze în casa ta speranță. Pentru copiii tăi, pentru nevasta ta care se foiește pe lângă tine, care își frământă mâinile și se întreabă ce va fi cu noi, ce va fi cu copiii noștri, ce va fi la toamnă, ce va fi în octombrie, ce va fi în septembrie. Să duc business-urile, cad afacerile, vine criza mondială, Dumnezeu știe ce mai urmează, vin lăcustele, nu știu. Dacă ne-am pierdut speranța, am pierdut tot, țineți minte! Este un timp în care speranța trebuie readusă înapoi. A unde să pui speranța când noi suntem distanțați și împrăștiați? Dar cineva poate să ne adune. Fiul omului, crezi că se pot aduna oasele astea? Crezi că pot să învieze? Crezi că pot să fie o armată? Crezi că pot să vezi armata asta stând înaintea lui Dumnezeu pentru ei și pentru alții? Am bun simț eu ca și Ezechiel. Doamne, Tu știi asta. Nu sunt predicatorul zelos, care cu orice preț, zelul ăsta și râvna asta mă face să-mi pierd echilibru și înțelepciunea. Nu vreau să fiu. Cred că am fost câteodată în anii care s-au scurs. Acum nu mai vreau să fiu. Nu vreau să fiu penticostalul ăla care să sar peste garduri, ca mâine să fiu în cea mai adâncă prăpastie. Vreau să fiu un om echilibrat. Am văzut prea mulți care au sărit și și-au frânt gâtul. Nu vreau să fiu genul ăsta. Nu pot să chem Duhul lui Dumnezeu peste tine și tu împrășteat. Am văzut asta. Oamenii împrășteați, cu familia împrășteată în neregulă, ei se prinde Duh, prinde lucrare, prinde misiune și prinde slujire, povești. Nu poți să vezi armata asta că se ridică așa un os aici și unul dincolo. Că suntem de... imposibil așa ceva. Oasele astea prima dată trebuie să le adune cineva. Apoi trebuie să aibă trupul ăsta vene. Nu se poate Duh fără vene. Iertați-mă, unii au lăsat Biblia și biserica și slujirea, venele astea prin care curge Duhul lui Dumnezeu și viața și au zis, eu mă descurc, eu merg. Unde te duci? Ești un schelet ambulant, îmi dăm voie să te jignesc astăzi. Nu se poate. E nevoie de vene, este nevoie de mădulare, este nevoie de frați, este nevoie de biserică. Nu putem trăi online, să ne întâlnim împreună, că avem nevoie unii de alții. Spuneți în continuare, amin. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să intre pe venele astea. După ce s-a produs mișcarea, Dumnezeu a făcut să fie vene, a făcut să fie carne, pentru că este nevoie de sistemul de mușchi. Că dacă zice, bă, și dacă slăbești și tot sistemul musculos este acolo, tu nu poți să mergi, mori acolo. Este nevoie de mușcă, mușchii ăștia fac posibilă ca viața care va intra să fie pusă în mișcare. E nevoie de Biblie, este nevoie de studiu biblic, este nevoie de înțelepciune, de echilibru, de foarte multe lucruri pe care, mă rog, Duhul lui Dumnezeu să le lasă peste noi. Nu poți să rezolvi ecuația cu o vorbire în limbi, nu poți să rezolvi ecuația cu un fior care trece din creștet până în tălpi, odată pe an sau iarna. Nu putem să fim creștini sezonieri. Avem nevoie de echilibru, avem nevoie de Dumnezeu și avem nevoie de o lucrare completă și întreagă. Toată Oradea să spună amin.
Amin! Nu mai merge. Am spus online și spun acum direct la Oradea. Cine și-a pus în cap să mă manipuleze oamenii să renunțe. Nu vor mai accepta oamenii să fie manipulați. Oamenii au nevoie de un mesaj clar, concret, coerent și mai ales în 100% biblic. Amin. E nevoie de toată această mișcare, da. E nevoie de adunare, de unitate, da. Asta în primul rând. Nu poți să inversezi lucrurile. Nu poți să inversezi lucrurile. În realitate, niciodată nu poți inversa. Numai noi avem impresia că funcționează. Niciodată nu funcționează. Au fost mișcări sporadice și așa cum a zis Gamaliel, bă, și ăla și ăla au făcut, toate s-au dărâmat. Și ăla au încercat să facă mari sprăvi, au adunat o grămadă de oameni, după aia grămadă de oameni s-au făcut tot mai mică și au dispărut. O lucrare lui Dumnezeu care o așează Dumnezeu rămâne în picioare și merge până la capăt. Pentru că cel care o așează este Dumnezeu, cel care o coordonează este Dumnezeu, cel care o determină este Dumnezeu, cel care o susține este Dumnezeu și toți care cred și sunt în voia lui Dumnezeu vor vedea minunile lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Și am văzut toată armata asta care arăta atât de prost împrăștiată, care arăta grozav de bine, adunată, cu carne, cu piele. Că și, eu nu predic de exterior, da? În general, dar și estetica asta contează. Adică și asta când te uiți, pielea de pe ei, pe lângă că are simțuri fantastice, eu sunt meseriaș ieri care lucra la o mașină mecanic și am zis, de ce nu ții mănuși, că tot era ulei? Zice, n-ai simțul, zice, nu simt cu mănușa. Și unul zice, bravo, toți meseriașii, indiferent că pun faianță și ceva, în general, cei mai mari meseriași zice, nu lucrează cu mănuși, cei care lucrează cu mănuși, Domnul să vă binecuvânteze și eu lucrez cu mănuși, dar i-am auzit pe ei. Zice, n-ai simțul, și chiar o specialistă în nutriție, o zilele astea că e bine să mănânci cu mâna. Asta arată necivilizat, dar zice, dacă mănânci cu mâna, simți și cât e mare bucată de mâncare și mănânci mai puțin. Sunt niște chestiuni aici, a? Care până la urmă tot Dumnezeu le-a lăsat și toată evoluția asta câteodată se întoarce împotriva noastră în multe zone ale vieții. Și zice, și esteticul ăsta trebuie să fie, bă, tot spiritual vorbim, că tot e o imagine spirituală aici în Ezechiel, trebuie să vină pielea pe mușchii ăștia, indiferent cât de frumoși or fi mușchii și pachetul ăla de mușchi și pătrățelele alea, bă, fără piele, e cumplit să vezi, nu? Și așa mai departe. Și vreau să vă spun tuturor astăzi că chiar dacă deja și estetic arăta treaba bine și toate trupurile erau așezate pe fața văii acolo. Nu știu, într-o parte, pe spate, cum vreți, dar nu era niciun în picioare, toți erau jos. Un lucru fantastic care s-a întâmplat la Rusalii, i-am văzut pe ucenici toți trântiți la pământ. Vă aduc aminte din nou Psalmul 20. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor. Și ce se întâmplă? Care este efectul acestei alegeri? Spuneți dumneavoastră, ei se îndoaie? Spuneți mai tare, ei se îndoaie și... Dar noi care ne bizuim în numele Domnului, care este imaginea? Noi ne ridicăm odată. Duminică dimineața, luni suntem pe spate înapoi. Asta e o lecție care trebuie să o învățăm, să o fi învățat după pandemia asta. Noi ne ridicăm și spune salmistul și rămânem în picioare. Ce s-a întâmplat? Că Petru se ridica, stai că m-am obosit, dacă doi dintre ei era ciudat, se ridicau toți 11 hotărâți, primele 5 minute din predică, dai, când au început să zică, voi l-ați zic, ok, bai să ne apărăm pielea, toți așează jos, noi nu suntem cu ei, doar au avut experiența asta. Și primul care a avut-o a zis, nu sunt cu Domnul, nici nu-l cunosc, bă, ăștia cu tine, nu! De ce avem nevoie de experiența asta fantastică de la Rusalii? Pentru că Duhul de viață care a intrat, zice, îs pe spate, aici, pe fața văii, dar arată bine. Și să rămânem așa cu esteticul, zice, nu. Oasele astea trebuie să învieze, trupurile astea să învieze. Doamne, Tu știi dacă poți să le ridici în picioare. Ce crezi că ne poate ridica Dumnezeu în picioare spiritual astăzi? Poate ridica viețile noastre și familiile noastre și poate reașeza nădejdea și speranța la locul ei și să mergem cu ea până în eternitate? Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Și atunci cum? Zice, un duh din cele patru vânturi, Ezechiel, rusalele, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ucenici și peste cei 120 și peste toți adunați acolo în ziua Cinzecimii la sărbătoarea asta fantastică, a strângerii roadelor. Și când a coborât Duhul lui Dumnezeu în Ezechiel,
Duhul de viață au intrat în ele și primul gest pe care l-au făcut când a ridicat, a intrat Duhul de viață în ele, spuneți dumneavoastră care a fost, repede, care? S-au ridicat în picioare. Când mă uit la rusarii, la un Petru care fuge în fața unei slujnice, nici măcar era nevasta lui Pilat sau alte personalități feminine din vremea aia importante, zicea, bă, e primărița, că sunt primărițe, nu astăzi. E judecătoare, e șefă de parchet și așa mai departe. Bă, femeie fiind tu, fiind orgolios bărbat, dacă funcția asta o are, te face un pic să te împleticești cât de bărbat ești, adică te raportezi diferit la doamna asta. Bă, dar asta era o slujnică, să zic, n-am nicio problemă cu femeile care lucrează, sunt într-un context evreiesc și între bărbatul evreu și femeia evreică este o diferență foarte mare atunci. Inegală, zic, ce apoi este și într-o poziție de slujnică să mișcă pe acolo, nu știu ce avea treabă să adune vasele și adunând vasele sau făcând curățenie cu mătura, se întoarce și îl vede pe Petru că se încălzea la parafocului. Umil, ascuns, introvertit acolo, cu mâna pe față ca și noi că nu vrea să ne vede cineva, deodată ne căutăm ceva de făcut pe jos, sper că o trecut s-a dus, nu? Nu vreau să mă întâlnesc cu ea astăzi, nu vreau să mă întâlnesc cu el, n-am chef că mă ține 15 minute, n-am chef. Și putea, a făcut tot felul de gesturi ca să nu fie sesizat. Și ce crezi, zice ea, tu ești! A cedat și cu jurăminte că nu-i putea convinge, a reușit până la urmă performanță să se convingă că nu aparține lui Hristos. Nu putea atunci același Petru care vedem la cincizecime să se ridice în picioare, da, sunt. Și i-am promis că mă duc până la moarte, puteți să mă luați, să mă răstigniți, să mă omorâți. Eu sunt ucenicul Domnului, iubesc din toată inima mea. El m-a luat de la pescuit, am trăit experiențe fantastice cu el până astăzi. El m-a chemat într-o zi să merg pe apă și am mers pe apă, m-am îndoit, am căzut, m-a ridicat. Eu sunt cel care a spus despre mine, cum să nu fiu al lui? Că el a spus despre mine că eu sunt Petru și pe această piatră el va zidi biserica și porțile locuinței nu vor birui. Mă identific total și deplin, fără jenă, cu curaj, cu libertate, cu zâmbet, cu bucurie, cu veselie, îl glorific pe el, îs de partea lui, îs ucenicul lui și mai am o turmă pe aici risipiți pe undeva. Deci vrem să trăim și să murim pentru el. Bravo, Petre, e normal să fie așa. Așa a fost? S-a lepădat de Domnul. Dar știți ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii? După ce Duhul de viață a coborât peste ei, atunci când au spus că zbeți, atunci când au spus cu tare și cu tare lucru despre ei, spuneți ce a făcut Petru, Valea de Oase, Duhul Sfânt a coborât peste el. Ce a făcut Petru? Spuneți, s-a ridicat în picioare. Și împreună cu el s-a ridicat și celălalt 11. Acum, în partea aceasta a doua mesajului, aș vrea să răspund la întrebarea asta. Ce simbolizează până la urmă, dincolo de tot ce am spus, ridicatul ăsta în picioare? Spiritual? Sau pur și simplu la propriu, fizic. Și înăuntru. Ce înseamnă? Ce indică când cineva se ridică în picioare? Uite, eu sunt în picioare azi. Sunt un exemplu foarte bun pentru ce vreau să spun. Atunci când se ridică o persoană în picioare, chiar și când o mână ridică, este semnul că are de spus ceva. Vreau să transmit un mesaj. Am de spus ceva. Pentru mulțimea asta mai mare, mai mică de oameni, pentru familia mea, pentru casa mea, pentru societate, am de spus ceva. Ce înseamnă rusalile, stimați penticostali? Un duh și un păcat al tăcerii care ne-a izolat și ne-a ținut închiși? Sau niște mesageri care avem de spus ceva? Ce înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața mea și umplerea și botezul Duhului Sfânt? Nu înseamnă oare că mă face sensibil pentru descoperirea adevărului și a mesajului și pentru revelație, făcându-mă astfel un glas care vorbesc din partea lui Dumnezeu un mesaj simplu, corect și coerent pentru o situație specifică care se numește nevasta mea și copiii mei și biserica și vecina și strada și societatea? Nu sunt eu un om și un pocăit care m-am născut încă o dată duhovnicește la Rusalii și nașterea aceasta m-a făcut și mi-a dat o îndrăzneală atât de mare să mă ridic în picioare, dar nu mă reduc să fiu un stâlp acolo ca să impresionez oamenii doar de dragul de a impresiona. Eu mă ridic în picioare pentru că urmează să spun ceva, am un mesaj de spus. Lumea asta în care noi ne vom mișca de acum încolo este o lume tristă, speriată, îngrozită, la marginea depresiei și înainte a fost, dar acum mai tare,
îngrozită, fără nicio perspectivă, fără niciun viitor, care, deși nu este casa lui Israel, este casa românilor, este casa creștinilor din România, este casa românilor din Oradea, din Bistrița, de unde suntem noi, în mintea lor li s-a plecat speranța și zic, sunt pierduți. Credeți că mai pot veni oamenii ăștia la viață? Credeți că îi mai poate aduce cineva la viață? Păi cum îi aducem la viață? Doamne, Dumnezeu le face ce știe. Dumnezeu face ce știe. Și știi ce știe Dumnezeu să facă? Îl ia pe Gabi Zăgrean, îl ia pe fratele Liviu, îl ia pe fratele Băbălaie, îl ia pe fratele Cristi, pe Emma, pe tine, pe mine, ne duce în zona în care există uscăciune, nu ne există prosperitate unde există uscăciune, ne plimbă o tură până oraș, până Oradea, pe bulevard, peste tot, și plimbându-te pe acolo, Duhul Sfânt de la Lusali, păi ce trebuie Duhul Sfânt de la Lusali, să-l sărbezi odată pe an? Și atunci se plâng, zice, bă, azi neapărat, e ziua lui Lusali, trebuie să coboare Duhul Sfânt peste noi. Am văzut formațiuni care atât de mult au insistat, astăzi să se repete Lusali. Nu, Lusali trebuia să se repete săptămâna trecută. Lusali trebuie să se repete luna trecută, anul trecut și în fiecare zi. Spuneți tot, amin. Ce să faci cu Lusali? Lusali trebuie să te facă relevant. Nu doar două ori în biserică, nu doar când predici tu, că unii sprinte Duh numai când ei predică. Numai când ei cântă, numai când ei fac ceva. Când se ia la alți, ei sunt pe jos, risipiți, plecați. Câți că voi ajunge la mesajul să stăm în picioare lângă ceilalți? Când un om se ridică în picioare plin de Duhul lui Dumnezeu, are de spus ceva din partea lui Dumnezeu. Și acum spunem, Doamne, ia-ne în mâna Ta astăzi, frământă-ne, Doamne, dincolo de bucuria botezului cu Duhul Sfânt, noi avem nevoie de un Duh Sfânt care să transmită prin noi mesaje pentru lumea asta. O lume ofilită, uscată de tot și nu sunt puțini oameni ăștia, sunt mulți care și-au pierdut orice formă de speranță în cele 3 luni. Poate nu au avut nici înainte, dar acum lucrurile s-au dramatizat. Cine și prin cine va aduce Dumnezeu trezirea? Spuneți aici, toți la liceu. Spuneți în inima dumneavoastră, prin mine, Doamne. Deci eu m-am săturat de imaginea asta strâmtă a lucrării Duhului Sfânt în care ne-am băgat și ne-am înghesuit cu toți că nu mai avem aer. Să mă iertați că vă spun asta. Am văzut o grămadă plină atât de, între ghilimele, de Duh, că au transmis tot felul de mesaje încălcite în perioada asta. Care nu numai că oamenii erau fără speranță, eu le auzea aia și aveai un gram de speranță, s-o dus aia. Ne-au bătut și la ușa psihicului meu, nu la ușa mea. Efectiv. Mesajele astea. O mine voastră cu ele, suntem terminați! Bă, când le-am auzit, începeam și eu să fiu terminat. Sunt om, ca dumneavoastră. Noi nu avem nevoie de mesaje care să ne fure speranța. Noi avem nevoie de mesaje care să pună în noi credința și încrederea în Dumnezeu și să aducă speranța, aleluia! Cel puțin avem bunul ăsta sens, Doamne, nu știu ce să zic. Tu știi, Doamne! Și zice, știi ceva, Ezechiel? Vorbește! Ridică-te și vorbește cu oasele! Vorbește și spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului! Este o jignire aici, nu sunt oase la propriu, este toată casa lui Israel. Și eu mă duc în toată casa lui Israel să predic și spun, casa lui Israel, respectiv, nu stimată Doamnă și Domnule, prea ales creștin, prea ales invitat, prea, din nu mai știm pe unde, nici Dumnezeu nu mai are loc. Zice, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Ce mă jignești? Ce se întâmplă în ultimii ani? Pentru că din disperarea de a ne câștiga audiența, să nu plece oasele. Dar ce să faci cu oasele? Să dau viață, ne lasă, le vedem aici, e mai greu fără ele. Am început să nu vorbim limba lui Dumnezeu. Am început să nu spunem mesajele lui Dumnezeu. Am început să le ocolim, să le asă, că m-a întrebat cineva în un interviu la radio, zice, frate Gabi sau domnul pastor, de ce nu s-a vorbit despre plecarea la cer, despre răpire până acum? Păi am zis, noi trebuia cumva și prin predici noi predicatorii să justificăm confortul de care ne-am îndrăgostit. Și trebuia să le spunem și la oameni și peste tot că e bine, că nu-i păcat, că e în regulă, că toate sunt bune și Dumnezeu ni le-o dat să ne bucurăm de ele și în felul acesta. Asta, am ispitit pe oameni, i-am justificat pe oameni, i-am zis nu-i bai că tuturor li se întâmplă și ne-am înfipt rădăcinile pe pământ și în pământ. Și dacă ne-am înfipt rădăcinile în pământ, cum mai putem vorbi despre cer?
Că așa cum a spus poetul ăla, creștinul trebuie să fie un copac cu rădăcinile invers. Unde ați văzut oamenii ăștia cu rădăcinile invers înainte de pandemie? Adică oameni ancorați de cer, care își trag seva din Dumnezeu, din cuvânt, din revenirea Lui. Oameni concreți, coerenți, responsabili, care nu măgulesc, care nu manipulează, care nu spun mesajul de dragul de a fi spus, care rostesc cuvântul lui Dumnezeu, care poate să ducă pe oameni să creadă în Dumnezeu și să fie mântuiți. Să spunem toți de aici, glorie Domnului! Glorie Domnului! Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar zilele astea pur și simplu n-am avut ce face. M-a acceptat un bărbat de 31 de ani care m-a vizitat și mi-a spus, uite, aia, vreau să mă întorc la Dumnezeu, să mă pochez. Mi-a spus, istoria e complicată, nu spun nimic din ea. Te-a spus, dar zice, ce te-a atras? Zice, Dumnezeu mi-a dat o revelație într-o noapte cu dumneavoastră, eram la pragul disperării. Și când am văzut imaginea asta, pentru că v-am mai văzut pe internet, i-am zis, ascult predici. Și am început să ascult predici. Și primele predici care le-am ascultat, atât de tare au lovit în mine și în viața pe care o duceam, atât de tare m-au durut, m-au tranșat efectiv. Dar alea m-au făcut să mă trezesc și să mă întorc la Dumnezeu. Nu că e vorba de mine aici, e vorba de mesajul lui Dumnezeu care trebuie să ajungă la inimile oamenilor. O persoană care se ridică în picioare are ceva de spus. Când tata se ridică în casă, în picioare, la masă, toți din casă se întreabă, tată, ce ai? Am să vă spun ceva. Când mama se ridică în picioare, gestul ăsta non-verbal este că urmează un mesaj. Oamenii de la Rusali și Ezechiel din Vale a avut un mesaj. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Domnul a zis că trebuie să înviați. Și a spus acum, i-a zis Duhul, prorocește și poruncește oaselor. Și spune așa, Duh de viață, vino din cele patru vânturi și înviază oasele astea. Și toate s-au ridicat în picioare. Duhul lui Dumnezeu de la Rusali este prezent aici în curtea liceului Pentecostal din Oradea și este aici să se atingă de tine. Să te adune, să-ți dea esteticul, dar este aici să te învieze, să te aducă la viață. Să ne ridicem în picioare și să rămânem în picioare. Aleluia! Trebuie să avem un mesaj. În fapte, în capitolul 18, la un moment dat, Pavel era în cetatea Corint și a avut multe ispite acolo și a vrut să cedeze. A zis, bă, m-am săturat, mă duc de aici. Și un înger al Domnului i-a venit noaptea și a zis, ce faci, Pavel? Și îmi fac bagajele. Zice, nu, rămâi, vorbește și nu tăcea. De ce, Doamne? Am mult norod în cetatea asta pe care vreau să-i mântui. Am nevoie de o persoană care să nu tacă, am nevoie de o persoană care să vorbească, am nevoie de o persoană care să-și ridice glasul. Ori, Domnul este aici să-ți ridice inima ta astăzi. Dumneata, stimată Doamnă, prieten și prietenă care ești aici, ești aici să te atingă Duhul lui Dumnezeu, să te lipească de biserica Lui și spunem cu toții amin, să-ți dea vene, să-ți dea tot ce ai nevoie, echilibru duhovnicesc, dar ești aici să te folosească pentru casa dumneavoastră, peste neamul dumneavoastră, să vă ridicați și să aduceți un mesaj de pocăință pentru toți din casa voastră și să-i chemați pe oameni la Dumnezeu, la viață și la mântuire. Pentru că este un timp de trezire duhovnicească peste România, peste bărbați și femei, peste copii, peste tine și peste toată societatea. Pentru că cel care iubește România este Domnul, amin. 2. Când o persoană se ridică în picioare precum Petru, este și gestul că este acolo să apere ceva. Este un apărător. Când el începe să vorbească, mă întorc aici în fapte, în Biblie, ascultați ce spune. Atunci Petru s-a sculat în picioare, da, împreună cu ceilalți, versetul 15. Oamenii aceștia, ascultați cuvintele mele, a zis Petru. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi. Știți ce mesaj e ăsta? Spuneți dumneavoastră, mesaj de apărare. Bă, mă ridic aici pentru fratele Liviu. De ce te ridici? Pentru că a avut o manifestare pe care foarte mulți nu o înțeleg. Și ce faci acum? Vreau să-l apăr. Vreți să fim sinceri în continuare azi? Poate o să mă emoționez. Câți dintre noi ne apărăm unul pe celălalt? Pe mine cine mă apără? Domnul, zice o soră. Prin cine? Suntem într-o societate care devorează oameni. Zilnic. Înțeleg. Cineva îi animă din spate și ăsta e vrăjmașul care nu vine decât să fure, să înjunghe, să ucide și să prăpădească. Înțeleg. Bă, dacă când mă apropii de sfinții mei, frați,
și le simt colții care mă devorează de atâția ani într-un fel sau altul? În numele cui fac asta? Tu care devorezi persoane și oameni și pastori și predicatori și cântăreți și familii și bărbați și femei fără milă, într-un canibalism religios care n-ar de face nimic cu Dumnezeu și cu Biblia, unde te înscrii? Rusalile nu înseamnă doar fior prin tine. Rusalile înseamnă mesaj direct din inima lui Dumnezeu pentru ridicarea multora, pentru vindecarea multora, pentru pocăința multora. Un mesaj care, deși pare dur și drastic și tăios, poate să aibă un impact nu datorită ție, datorită Duhului Dumnezeu prin care se mișcă peste oameni și mesajului și Duhului de ascultare de care ai dat dovadă, că pot mii de oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Oamenii n-au nevoie de dulceață sau de amar, au nevoie de Dumnezeu. Dar rusali înseamnă să aperi. În perioada asta am predicat mult online și știți pe online ce se întâmplă. Eu n-am timp, că eu predic, mă uit, dar îmi spun familia și prietenii mei și au intrat ăla și ăla, unii au pozat, le-au făcut nume, o devorat tot. Bă, de-ar intra oamenii din lume și m-ar devora, îi iubesc mai mult decât pe orice, în schemă. E de înțeles, două lumi care se bat cap în cap. Bă, dacă n-ai tăi, îți acolo să te bajocorească și spunea un băiat care nu de mult s-a pocăit din lume. Știi ce sunt supărat, frate Gabi? Că sunt oameni care vreau să asculte și asta i-a tulburat pe toți. În numele cui devorăm oameni? Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Cum poți să iubești pe Dumnezeu și să urăști pe fratele tău? Asta este o crimă cu premeditare, care te inculpă și mă inculpă în justiția lui Dumnezeu, pierzând legătura cu lui Dumnezeu și părtășia cu biserica și cu adevărul. Sunt aici în ziua asta de după Rusalii să transmit un mesaj din inima lui Dumnezeu, gata cu devorarea. Și deci te muți într-o altă poziție de apărător, de mijlocitor, de susținător, de oameni care se roagă. Nu poți să predici, roagă-te! Nu poți să cânți, roagă-te pentru ei, pentru emoțiile lor, pentru momentul delicat din piesă. Nu-l lua ca să-l pozezi. Vorbeam și ieri pe mașină, atâta răutate, atâta invidie. Spunea și Emma, zice, aș vrea să ies de pe scena asta a cântării. Da, dar ăsta-i prețul. Mă mai supăr și el, mă mai doare, le simt colții. Dar până la urmă, câteodată mă înverșunează să merg mai departe. Pentru că ceea ce am de apărat, am de apărat. Pe Hristos și onoarea Lui și pe oameni Lui. Lăudați să fie numele Domnului în veci. Unde sunt apărătorii? Mă liniștesc, frați slujitori. Îl văd pe Sfântul Apostol Pavel că se ridică și spune, când am fost acolo în fața justiției omenești, la primul cuvânt de apărare, la al doilea cuvânt de apărare, nu m-am uitat cine mă apără. O să rezistăm cumva toți slujitorii. Iar dacă la un moment dat ne vom uita prin preajmă, zic, bă, nu-i nimeni. Bă, dar am atâția prieteni, m-a adunat în atâția ani cât am alergat. Bă, nu-i nimeni pe aici. Zice, și la primul și la al doilea, nimeni n-a fost lângă mine. Dar nimeni. Am avut bucuria asta, vorba surorii care a intervenit repede undeva din partea dreaptă. Zice, totuși, când m-am întors așa și m-am uitat prin ochi credinței, l-am văzut pe Iisus Hristos lângă mine. Că atunci când el s-a mutat la înălțare, s-a mutat în poziția asta de apărător, s-a mutat în poziția asta de mijlocitor și el trăiește pururea ca să ne apere și să mijlocească pentru noi în fața Tatălui. Să spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Și apoi, dacă pleacă toți, mai avem pe Duhul Sfânt care zice că se roagă și mijlocește pentru noi, frecvent, cu suspine negrăite. Atunci când ne ridicăm să apărăm onoarea fraților și a surorilor, ne ridicăm în numele Dumnezeului Celui Viu și spuneți toți amin și invocăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin citate biblice și spunem tot ce se întâmplă este scris în carte și aceasta este voia lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Rusali înseamnă apărători. Sunt aici apărători?
Sunteți aici să mă apărați pe mine, Gabi Zăgrean, și pe Cristi, și pe Emma, și pe fratele Liviu, și pe toți slujitorii lui Dumnezeu? Sunteți aici? Sau stați imun și vă uitați? Așa-i trebuie. Unde sunt apărătorii, nu? Mulțumesc lui Dumnezeu că și în perioada asta am fost surprins de Dumnezeu să văd cum Dumnezeu a stat lângă mine și m-a încurajat prin mulți oameni. În fel și chip. Pentru mine timpul ăsta a fost o provă fantastică, a fost o încurajare foarte mare. În timp ce devoratorii mi-au urat finalul, și vorba unui prieten al meu care tot îmi spune cine e persoana asta, nu pot să spun. Eu trebuie să fiu un apărător, nu? Mi-a zis, o să fiți terminați toți predicatorii și toți pastorii care ați umblat cu evangelizarea. Zice, dacă vrei, vino să te angajezi la mine, salaor, mi-a spus. Pe tine și pe alți predicatori. Că o să muriți de foame. Zice, o să mănânci pufuleți și urzici. Asta a fost urările unora, ca să nu spuneți că exagerez cu devoratorii. Devoratorii există. Și azi nu-i nimic, o să mănânc pufuleți și urzici. Era înainte de Paște cu câteva zile. Și cum Dumnezeu câteodată și de foarte multe ori are simțul umorului. Știe El să facă niște lucruri. Apare la poartă la mine o mașină și zice, cineva ți-a trimis un ied băgat într-un sac. Peste 3 ore, ca să vezi ce-i Dumnezeu, apare un alt om și spune, cineva ți-a trimis un miel. Cineva ne-a trimis o plasă mare cu pască, cu brânză, iute, că știe că îmi place Dumnezeu asta. Și casa mea a fost invadată de Paști, că niciodată de Paști n-am avut atât de multă carne înainte de pandemie. Asta vi le spun așa, ca să știți că Dumnezeu este viu. Și tot ce se spune la întuneric, Dumnezeu vede în lumină. Și devoratorii trebuie să știe că își pierd vremea și sunt inculpați de cuvântul lui Dumnezeu. Schimbă-ți poziția astăzi din devorator în mijlocitor. Din om care tot timpul vorbești pe toți, într-un om care vorbești pe toți lui Dumnezeu și cer ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să transforme și să aducă rusalii peste Oradea. Când un om stă în picioare și cu asta închei, arată că luptă pentru ceva și e gata de drum. Atunci când s-a ridicat Petru în picioare, zice, eu sunt aici de azi să lupt. Pentru cine? Pentru numele lui Iisus Hristos. Și Hristos, înainte să plece, ne-a zis, zice, te duci acum și lupți. Într-o zi, alții te vor încinge și vei merge unde nu vrei, arătându-i de ce moarte va sfârși. Și cu prorocia asta, să zic, în buzunar, zice, o să mor martir, a luptat. Tu ai fi luptat dacă Hristos îți spunea o să mor răstignit pe o cruce, o să te încing, o să te omoare și nici măcar nu știi când. Și cu prorocia asta pus aici în haină, înăuntru, în buzunar, eu lupt, lupt până la capăt, lupt până când mă vor lua ei să mă ducă unde nu vreau, lupt, nu mă las. Dar pentru ce lupt? Pentru tine? Nu, lupt pentru Dumnezeu, pentru Hristos și pentru oameni. Până când? Până la capăt. Duhul acesta de trezire să vină peste Oradea. Dumneavoastră, pentru ce luptați? Un om care se ridică în picioare luptă pentru adevăr, luptă pentru Hristos și luptă pentru oameni. Pentru mine asta înseamnă rusalile. Și am zis, dacă eu tăceam în perioada asta, rusalile nu-s cu mine. Pentru că rusalile nu înseamnă să te izolezi, să te hodinești. Numai atunci când spune Dumnezeu, zi, două, trei, și ridică-te că drumul care l-ai e lung. Pentru că ai de luptat pentru popor, pentru oameni, pentru necăjiții lumii ăștia, să mergi să le duci mesajul, să mergi să le duci alinarea, să le mergi să le duci o plasă de mâncare, să mergi să te îngenunchezi lângă patul lor, să te rogi. Lumea asta e disperată, e lovită. Toată lumea e disperată și lovită. Cai și carele nu mai funcționează. Puterea politică și economică e prăbușită la pământ. Și pe cine bazăm? Pe americani, nu mai are rost, sunt bulversați, nu mai reușesc să stăpânească situația. Pe europeni, pe englezi, sunt șocați, lumea toată e dărâmată, toate se clatină. Și noi? Ce facem acum? Ei sunt doaie și cad. Ce facem noi acum de la rusalii? Știți ce facem? Ne ridicăm?
ne ridicăm și rămânem în picioare, pentru că Cel care ne va arăta fața Lui și inima Lui și puterea Lui și trezirea Lui și vindecarea Lui și minunile Lui și viața Lui, care din oase uscate va aduce viață și pășune și bucurie și nădejde și dragoste și speranță, este Duhul lui Dumnezeu. Omul care stă în picioare, luptă. Și omul care stă în picioare arată că e gata de plecare. Când Domnul le-a dat în Exod Paștele și le-a zis să-l mâncați în noaptea asta, când îl mâncați, să fiți îmbrăcați cu mijlocul încins, brâu strâns, cu toiagul în mână și cu cealaltă mână mâncați. Mâncați repede și în grabă. Copiii voștri o să se uite la voi și zice, tată, de ce ești îmbrăcat în miezul nopții? De ce ești încins la mijloc? Acum e în amur seara, urmează să ne culcăm, acum trebuie să fii în pijamare, relaxat. De ce ești îmbrăcat? Zice, noi plecăm de aici. Noi suntem în călătorie și vom pleca. Paștele ăsta este un popas. Dar pe noi ne-a scos Dumnezeu din Egipt și ne îndreptăm spre Canaan. Și noi trebuie să fim totdeauna pregătiți și gata. Dar tată, de ce stai în picioare? Pentru că a spus să ne grăbim. Dar unde te grăbești, tată? Ne grăbim spre cer. Ne grăbim spre împărăția lui Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Duhul lui Dumnezeu. Suntem în călătorie, suntem în tranzit. Am mai început o adunare la noi, baie. Așa să sune toate Oradea și toate orașele, să înalțe pe Cel este viu în vecii vecilor. Glorificat să fie Domnul în veci. Și Iisus Hristos a spus înainte să plece, în Luca, în capitolul 13, și mijlocul să vă fie încins. Tot așa pregătiți, încălțămintele în picioare și făcliile în mâini și aprins. Nu stai culcat cu făclia, că îți dai foc la casă și la pat. Nu stai cu flăcâia sub pat, ascuns în izolare, spunând că tu ești cu rusalele, vorbind în limbă sub pat. Zice, nu, eu aprind o lumină ca să o pun în seșnic, ca să vadă toți din casă. Îl țin pe omul ăsta îmbrăcat, încins, pregătit din cap până în picioare, plin de viață și de putere, iar făclia aprinsă este rusalele. Duhul de viață e peste ei și arde. Și omul ăsta stă în picioare și când îl văd toți, întreb ce-i cu el. Și mă îndrept spre cer. Mă îndrept spre cer. Să fie gata persoana asta pentru că atunci când se întoarce miilele, să găsească pe robii lui făcând așa. Și la toate persoanele astea, Hristos care este aici cu noi în Oradea, le va spune, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Aleluia lui Dumnezeu! Cam așa cred că trebuie să arătăm după rusalii. Cam așa cred că trebuie să arătăm după pandemia asta cumplită. Duhul Sfânt să vă binecuvânteze. Fratele Liviu mi-a dat timp peste 11. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima mea. Iar dacă nu ne putem întâlni, nu ne putem pupa, nu ne putem îmbrățișa, vă strâng pe toți acum din toată inima cu mâinile iubirii și spun Dumnezeu să vă binecuvânteze viața și casa. Și dacă vreți să mă întrebați ce planuri am după asta, nu mă las. Deci s-o tărât dublu să mă duc la înainte. Mi-a zis un prieten de-a meu, zice, următorii 10 ani și nu mai plâng niciodată din nicio evangelizare. Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste dumneavoastră. Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste Oradea, care este un bastion al lui Hristos în România. De aici s-au aprins multe flăcări și mulți oameni al lui Dumnezeu au fost chemați să proclame Evanghelia. Și dacă vreți să vă mai spun încă o dată, printre mulțimile de predicatori chemați de Dumnezeu să rostească numele lui Iisus Hristos cu îndrăzneală și dacă mai vreți să-L vedeți unul mișcat de Duhul Sfânt aici în Oradea, este chiar în fața dumneavoastră astăzi. Da, eu sunt. Cum peste 20 de ani în sala sportului din Oradea, când a fost marșul ăla pentru tineri, undeva în peste 10.000 de tineri și de oameni care au fost aici,
undeva în scenă, acolo printre rânduri, a fost ascuns un emotiv Gabi Zăgrean, de care el însuși nu știa niciodată ce se va întâmpla și de care nimeni nu știa și nu bănuia că e acolo un om pe care Dumnezeu îl va ridica în picioare într-o zi. În ziua aceea m-am prăbușit în genunchi pe sala aia de sport și am zis lui Dumnezeu, sunt aici, fă ce vrei din viața mea. Nu știam nimic ce va urma, dar am spus pentru totdeauna sunt aici. Peste 20 de ani sunt în Oradea. Nu mai sunt în mulțime, azi tu ești în mulțime. Pentru ca tu să poți să vii aici sau în altă parte unde te va chema Dumnezeu. Și toate astea le-a făcut în viața mea cel despre care am predicat cu drag azi, Duhul Sfânt de la Rusalie. Dumnezeu să binecuvânteze inimile voastre, Oradea întreagă și pe toți românii să-i binecuvânteze Dumnezeu. Amin.